Biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru cei ce iubesc Scriptura, îi rog să deschidă împreună cu mine la Cartea Întâi Împărați, la capitolul 17, de unde vom citi un text binecunoscut Bisericii, începând cu versetul 1. 379 pagina în Scriptură. Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile. Vă mărturisesc că am avut emoții. Nu știu de ce am avut emoții, dar am avut emoții. Am avut în sensul că nu mai am emoții, pentru că am văzut că știți să zâmbiți frumos, am văzut că știți să cântați cu ochii închiși și asta însemnează că avem un numitor comun. Dumnezeu pe care îl iubim la sud este un Dumnezeu pe care îl iubiți și aici în Ardeal. Și totdeauna Dumnezeul acesta este punctea de legătură. Întotdeauna mă simt bine într-o biserică în care oamenii știu să se roage și știu să se roage chiar cu ochii închiși și cu lacrimi pe obraz. Este sigur o obișnuință pentru mine deja să mă rog și să-mi pregătesc un text și însemnările cuvenite și Dumnezeu în ultimul moment să schimbe. Deja nici nu mă mai surprinde, este o notă obișnuită și în seara aceasta voi fi nevoit să vorbesc ceea ce simt în inima mea după rugăciune. Așa că vă rog să îmi primiți mesajul din această seară ca un mesaj schimbat în ultimul moment. Iubiții Domnului, prima subliniere pe care vreau să o fac în această seară în mijlocul dumneavoastră este că una dintre problemele care ne creează multe necazuri în viață, deși poate nu suntem conștienți de faptul acesta, este că de multe ori, în loc ca noi să semănăm cu Dumnezeu, încercăm să-L facem pe Dumnezeu să semene cu noi. Sunt multe situații în care oamenii își dau cu părerea despre ce ar trebui să facă Dumnezeu sau despre ce gândește Dumnezeu sau care este părerea lui Dumnezeu cu privire la unul sau altul din lucrurile pe care le avem. Noi, iubiții Domnului, am fost dăruiți de Dumnezeu cu o Scriptură, mărire Lui. Și să știți, dragii mei, că nici nu trebuie să depui un mare efort să afli ce gândește Dumnezeu, pentru că tot ce gândește Dumnezeu este cuprins în Scriptură. Vreau să vă spun că totdeauna avem tendința și față de prieteni, ba chiar și față de noi înșine, poate mai puțin față de oamenii care nu-i plăcem, avem tendința să vorbim despre un Dumnezeu care este tare la îndemâna omului. Așa, câteodată mă mir și eu însumi mă gândesc cu oarecare temere, dacă nu cumva am ajuns să gândim că Dumnezeu este atât de disponibil, atât de la îndemâna noastră, încât cu un simplu semn al nostru, Dumnezeu să ne facă vrerea și să ne împlinească voile. Ajung să văd cum există un Dumnezeu al iertării repetate, duminică de duminică, un Dumnezeu care e suficient dacă ai strivit o lacrimă și ți-ai cerut iertare pentru a 20.000-a oară când ai căzut în același păcat și Dumnezeu ne iartă într-un mod generos. Există un Dumnezeu care îl creăm și îl propovăduim având o foarte mare îngăduință față de noi. Atât de îngăduitor este Dumnezeu cu noi, El este aspru cu alții, dar cu noi Dumnezeu este foarte îngăduitor. Dumnezeu este foarte bun cu noi. Eram la o rugăciune odată și am rămas tablou. Vă spun, am rămas tablou pentru că o femeie care cunoștea pe Dumnezeu în felul ei zice în felul următor: Doamne, și te rog cu toată inima, oricât aș păcătui eu de aici încolo, Tu să mă ierți pentru toate păcatele care le voi face. Am rămas așa fără nicio replică
Și m-am gândit cu groază, dragii mei, că a ajuns asemenea Dumnezeu puțin, cum zic eu, cu inima noastră, cu felul nostru de a gândi, Domnul e bun, ne va ajuta, Domnul este milostiv, se va îndura. Eu știu și vă spun că dovada faptului că Dumnezeu e milostiv este că m-a îngăduit și astăzi în viață. Eu știu că Dumnezeu este bun. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune cel puțin în această seară că există în Dumnezeu aspecte pe care poate n-am vrea cu ușurință să le știm. Iată că într-o vreme, oarecare în istorie, s-a ridicat un om și a zis, de azi înainte, zice el, eu fac o rugăciune și o rugăciune cu totul și cu totul neașteptată. O rugăciune care, dacă vrei, când te gândești la Dumnezeu, te gândești cum o fi ascultat-o Dumnezeu. Omul ăsta se ridică, Ilie, și spune, ce-i prea mult, e prea mult, prieteni. De azi înainte, zice el, mă rog ca Dumnezeu să închidă cerul și să dea ploaie din cer numai la cuvântul meu. Cu greu îți vine să crezi că Dumnezeu ar putea să asculte o asemenea rugăciune, noi care știm că avem un Dumnezeu care de fiecare dată, nu te rogi tu, Doamne, fă ca în concediu meu să nu plouă. Mă duc mâine în călătorie, Doamne, să fie cer senin, plec în Grecia, Doamne, să fie un soare extraordinar. De cele mai multe ori îl ajustăm pe Dumnezeu la dorințele noastre, dar în această seară trebuie să recunoaștem că o asemenea rugăciune nu prea se încadrează cu nimic din ceea ce noi credem despre Dumnezeu că este. Pentru că acest om al lui Dumnezeu s-a uitat de jur împrejur și a zis în felul următor, mă doare, zice el, să văd că Dumnezeu în fiecare zi v-a hrănit cu mâna lui, că în fiecare zi s-a trezit la viață trupul vostru prin îndurarea acestui Dumnezeu, că aveți case și aveți ce mânca, pentru că așa cum se spunea rugăciune, mâna lui Dumnezeu s-a deschis și satură tot ce are suflare și voi, în loc să mulțumiți acestui Dumnezeu, voi îl uitați. Omul acesta s-a uitat de jur împrejur și a zis, a-L iubi pe Dumnezeu nu însemnează ca de fiecare dată să te gândești la El ca cel ce îți rezolvă problemele, dar însemnează și să-I dai cinstea de Dumnezeu. Poate că Dumnezeu se uită spre mine și se uită spre tine în această seară și îți spune, nu mă mai creiona în fața oamenilor într-un mod strâmb. Pentru că aș vrea să vă spun, dragii mei, că îmi place să cred și știu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vindecă cancerul. Dar ferească Dumnezeu de cancerul care ne mănâncă în iad. Ferească Dumnezeu să plecăm în eternitate neîmpăcați cu Dumnezeu. Nu pot să-ți spun numai vino la biserică că Dumnezeu are să-ți facă bine ție, soțului tău, familiei tale, trupului tău, ci în această seară vreau să-I dau lui Dumnezeu cinstea de Dumnezeu și să spun că El este Mântuitorul lumii. Trebuie să-L creionez pe Dumnezeu în felul în care este și Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Nu pot să mă uit spre Dumnezeu ca spre acel bătrân îngăduitor care și-a nepoței pe brațe și îi leagănă spunându-le, lasă că îți va trece și durerea aceasta. Dumnezeu este și matematică, Dumnezeu este precizie, Dumnezeu înseamnă cuvânt sfânt. Și iată cum în această seară Dumnezeu ne dă un exemplu că a așteptat și a dorit și a împlinit rugăciunea unui om care a zis așa, Doamne, oamenii ăștia nu au fost vretnici să-ți mulțumească când s-a uitat la cer, de acolo de unde a venit în fiecare zi binecuvântarea. Așa că închide-l, Doamne. Că cine nu este vretnic să privească spre cerul lui Dumnezeu, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, se va trezi într-o zi că cerul este închis. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos, în fiecare ocazie în care mi se permite, prin îndurarea lui Dumnezeu, fie că sunt în avion și de fiecare dată Dumnezeu îngăduie o ocazie, așa cum eu o fac, să o faceți și voi și Dumnezeu să ne ajute, eu mă rog pentru voi, voi rugați-vă pentru mine, niciodată să nu uităm să spunem oamenilor că mai presus de toate trebuie să ne mântuim viața. E bine să ai un Dumnezeu în alergarea pe acest pământ, dar ce bine să ai un Dumnezeu care să-ți permită intrarea în rai. Viața asta se va sfârși într-un final. Să știi că în momentul când vom trece dincolo, nu știu cât ne vom aminti noi de binele și de răul care l-am făcut, nu știu câte amintiri vom purta cu noi, dar cu siguranță va conta atât de mult să ai un Dumnezeu care să te duce în veșnicie. Și am să vă spun un lucru, se vor nărui și unele dintre visele voastre. Viața, să știți, dragii mei, că are o pensulă
Și dincolo de visele noastre roz, ele mai colorează și cenușiu. Obișnuiește-te la gândul că din ceea ce îți dorești, o parte se va împlini, o parte nu se va împlini. Dar cel mai important lucru pe acest pământ e să ai un Dumnezeu care îți salvează sufletul. În fiecare zi stau și mă gândesc și spun, Doamne, eu nu număr în sensul în care mă gândesc cât mi-a mai rămas mie până la împlinirea acestui vis de a avea nu știu ce. Că oamenii măsoară în felul următor, să termin facultatea, să pot să-mi iau o casă, să mă căsătoresc, să ajung și eu să am un loc stabil de muncă. Să știți, dragii mei, că poate ar trebui să numărăm și în alt fel. Cât mi-a mai rămas la dispoziție să mă pocăiesc, că venirea Ta este aproape. Cât mi-a mai rămas la dispoziție, Doamne, nu știu. Mai degrabă aș putea să spun astăzi, așa cum învață cuvântul Tău, ajută-mă în clipa aceasta să fiu conștient de nevoile mele. Iată așadar, dragii mei, că un om al lui Dumnezeu face o rugăciune deosebită, dincolo de care Dumnezeu este, dacă vreți, prezentat într-un mod neașteptat. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vorbiți vecinului. Vorbiți vecinului și spuneți-i că viața lui se scurge ca așa ta și că trebuie să-și rezolve problema mântuirii. Vorbiți copiilor și vorbiți soțului, vorbiți soției, vorbiți tuturor colegilor, vorbiți celor lângă care v-a așezat Dumnezeu și spuneți-le dincolo de toate că va veni o vreme când vom sta înaintea lui Dumnezeu mic și mare și va conta faptul să fi înțeles că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al salvării, că este un Dumnezeu al mântuirii, că este un Dumnezeu care va judeca morții și vii și dincolo de toate aspectele pământești, mai reușite sau mai nereușite, contează ca sufletul tău să se afle într-o relație bună cu Dumnezeu. A nu știu câta oară mă urc în avion, săptămâna aceasta este a treia oară. Și să știți că în ultima perioadă, nu știu cum se întâmplă, ori probabil că se întâmplă, ori nu știu, dar de fiecare dată când vin cu avionul, ceva se întâmplă. Ba o turbulență, ba o aterizare. Astăzi, spre exemplu, când am intrat pe pistă, eu sunt foarte obișnuit să zbor și îmi dau seama de orice element, până am intrat pe pistă legănându-ne. Deci nu am venit perpendicular pe pistă. Din pricina curenților de aer am intrat puțin mai greu pe pistă. Și să știți că oamenii s-au încleștat, au prins scaunele, am observat, s-au crispat la față. Acum nu spun că eu sunt așa de curajos, că mie nu-mi pasă, dar vreau să spun că dincolo de toate, așa de important este să te poți uita în sus și să spui, nu mi-e teamă, Doamne, că în fiecare zi a vieții mele m-am pregătit pentru momentul acesta. Nu, dincolo de toate, am un Dumnezeu în cer care dacă se întâmplă să nu mai deschid ochii pe pământ și să-i deschid acasă, mă va lua cu El. Slăvit să fie Dumnezeu. Te afli în această seară, dincolo de toate, să te faci mai bun sufletește. Te afli aici în această seară să-ți desăvârșești în tine lucrarea pe care a început-o Dumnezeu. Să căpătăm de la Domnul Iisus Hristos putere să ne sfințim, să ne facem oameni care să fim pe placul lui Dumnezeu. Rolul principal al bisericii este ca în lăuntrul meu să ia chip Iisus Hristos. Mărire lui Dumnezeu în cer. De aceea aș vrea să vă spun, dragii mei, mare este Dumnezeu, dar când spun mare este Dumnezeu, e pentru că în primul rând e mântuitorul sufletului meu. Îi zice Domnul Dumnezeu lui Ilie, sunt de acord, pentru că, uitați-vă, nu lui Dumnezeu îi aparține inițiativa. Nu Dumnezeu a închis cerul pur și simplu, că așa e de milostiv Dumnezeu și păstrează, dar omului Dumnezeu și-a asumat această rugăciune. Omului Dumnezeu s-a rugat și a zis, viu este Domnul. Și Dumnezeu a zis, sunt. Eu, zice el, mă rog ca să închizi cerul. Și l-a închis Dumnezeu. De ce? Pentru că subiectul acestei serii este simplu. Mare este puterea rugăciunii celui neprihănit. Asta e subiectul. Nu e datorită mie, e datorită vouă. Voi ați făcut ca acest subiect să ajungă la voi, nu eu. Eu mă pregătisem cu altceva. Vă arăt la sfârșit cine vrea să primească schița. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun câteva sublinieri simple, dincolo de care să înțelegem câteva aspecte. Dumnezeu îi spune lui Ilie și vă rog, cu toată inima să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu cuvântul omului, ci al Domnului, cuvântul lui Dumnezeu are duh și viață, este duh și viață. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că după ce omul lui Dumnezeu s-a rugat, Dumnezeu a închis cerul. Și atunci Dumnezeu, spune cuvântul sfânt, l-a îndrumat pe acest om ce să facă în criză. Nu vi se pare interesant că omul acesta a primit indicații de la Dumnezeu unde să stea, ce să facă, cum să-și petreacă timpul? Criză în stânga, criză în dreapta. Noi o să numim în zile de astăzi, Doamne, ce ai cu România de te cerți? Ce ai cu casa mea de te cerți? Uite, n-am nici de una, nici de alta. Prietene, aia nu-i ceartă.
Este mila lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este gata să ne ofere îndrumare. Și acum vreau să vă spun un lucru. Ești mamă și sunt tată. Când vrei să atragi atenția asupra copilului tău, cum o faci? Îi diminuezi un drept. Știi cum atrag eu atenția copiilor mei? În momentul în care îmi spun, vreau să mergem nu știu unde, spun nu. Nu vă dau voie. De ce? Pentru că în împrejurarea aceea v-ați purtat așa, așa și trebuie să învățați. Ce se întâmplă cu Dumnezeu când vrea să atragă atenția oamenilor asupra Lui? Le mai taie din drepturi. Întotdeauna într-o fabrică, câtă vreme lucrurile merg bine, nu merge nimic. Dacă în patronul începe să-ți trimită fluturașul cu drepturile tăiate, se agită oamenii. De ce credeți că Dumnezeu are vreo plăcere să mâhnească pe fiii oamenilor? Nici de cum. Nu este nici în intenția, nici în felul lui Dumnezeu să ne necăjească. Dar Dumnezeu spune, vreau să vă atrag atenția, că voi priviți într-o direcție și o privesc în altă direcție. Și voi trebuie să primiți către mine. Și spune omului Dumnezeu, tu trebuie să stai într-un loc, tu trebuie să ai o atitudine, tu trebuie să faci un anumit lucru, pentru că numai așa vei birui în criză. Să știți că criza nu semnează să ne dăm de ceasul morții, criza nu semnează să ne agităm, criza nu semnează să ne plângem, criza semnează mai înainte de toate să ne uităm spre Dumnezeu și să ne spunem, Doamne, zi-ne ce ai să ne spui, învață-ne! Pentru că eu citesc că întotdeauna Dumnezeu este cu omul care își pune inima să-L caute. Amin? Nu citiți la fel și dumneavoastră? Domnul să ne ajute. Și îi spune, mai întâi de toate contează locația. Te duci lângă pârâu și stai acolo. Apoi, în al doilea rând, contează atitudinea. Stai liniștit, nu faci agitație. Și el putea să întrebe, băi, cum să stau eu aici și cine mi-aduce de mâncare? Și asta să nu-i problema ta. Numai că am stat și m-am gândit la un lucru, dragii mei. Dumnezeu a folosit această ștafetă, nu știu dacă ați observat că e la plural cuvântul corb. Sunt corbi. Eu îmi dau seama, mă pun în locul corbului. Gândiți-vă că mâncare nu era, secetă peste măsură și corbul venea cu carne. Ăsta e carnivor. Vă dați seama, corbul venea. Deci nu reușea, de ce a spune corbii? Pentru că venea un ștafetă, nici măcar nu rezista un corb. Spunea, Doamne, gata, deșul, eu am făcut odată drumul, nu mă mai punea doare, că nu mai pot. Dar uitați-vă dumneavoastră, dragii mei, cât este de important să înțelegem în această după-amiază că Dumnezeu din cer găsește soluții. Cum am putea numi soluția asta? Soluția cu corbii. E normală, domnule, o găsești în paginile aurii, corect? E o soluție normală la îndemâna oricui, deci o soluție extraordinar de omenească, simplă. Nu, vă spun eu, este o soluție supranaturală. Este o soluție supranaturală, dragii mei, și spuneți amin, este o soluție supranaturală. Și vreau să vă spun, dragii mei, următorul lucru. Asta însemnează că Dumnezeu din cer, chiar și acum în momentele extraordinar de grele pentru oameni, extraordinar de grele chiar și pentru biserică, Dumnezeu din cer așteaptă să se descopere în ce? În supranaturalul Lui. Nu vă mai gândiți cum o să ieșiți din necazul sau din criza în care sunteți. Credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Credeți-L pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus, eu nu mă mai pot vedea de mulțimea normalului din viața voastră. În fiecare zi normalul vostru mă ascunde privirii celorlalți. Că e normal să te duci la un serviciu și să lupți cum vrei tu? Este normal să faci credit în bancă cum te gândești tu? No, totul e normal, dar Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul lucrurilor care sunt obișnuite, este Dumnezeul lucrurilor extraordinare. Și Dumnezeu ne spune în această seară, lasă-mă ca în criza aceasta să-mi arăt slava și puterea. Rămâi liniștit acolo unde a pus Dumnezeu pe tine și Dumnezeu va aduce la tine binecuvântările cerului. Dar eu am nevoie ca în țara asta să se știe că corbii pot umbla cu carnea în gură și să meargă la copiii lui Dumnezeu. Nu de OZN-uri avem noi nevoie. Avem nevoie să se vadă că la rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. Dincolo de toate firmele, dincolo de toate reclamele, dincolo de tot, dragii mei, contează fapta credinței, contează fapta rugăciunii, contează să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Noi credem normalul și avem dificultăți în a crede extraordinarul, dar Dumnezeu nu poate fi îngrămădit în ceva normal și obișnuit, pentru că El este mare slăvit să fie numele Lui. Și atunci este nevoie de Dumnezeu să-L lăsăm să lucreze. Pentru mine cel puțin, când Dumnezeu îmi închide ușa pământește, când planurile mele se ruinează, în momentul acela ce spun, în momentul acela spun, bine Doamne, vreau să-ți văd slava, mi-ai închis ușile pentru că m-am gândit eu Doamne, mi-ai spus nu pentru că este gândirea mea, acum să-ți arate slava ta. Gândiți ca niște oameni credincioși,
Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dumnezeu a creat cerul și pământul și tot ce este viu de la Domnul este. Nu-L îngrădiți pe Domnul, gândind că Dumnezeu poate face asta, dar nu poate face cealaltă. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, are Dumnezeu putere să vindece țara. Are Dumnezeu putere să-ți vindece casa. Are Dumnezeu putere să-ți vindece inima, slăvit să fie Dumnezeu. De ce? Păi cum de ce? Pentru că El face tot ce voiește. Mărire lui Dumnezeu, El poruncește și ia ființă. Când totul era gol și descoperit și nimic nu era pe fața pământului, Dumnezeu a poruncit și tot a luat ființă. Dumnezeu la cuvântul Lui a făcut lumina, Dumnezeu la cuvântul Lui a făcut pământul. La cuvântul Lui Dumnezeu îmi va duce și mie binecuvântare. De ce îmi bat eu capul? Eu trebuie să stau liniștit în locul în care Dumnezeu m-a pus. Și acum întrebare. Bine, frate, și care este locul în care noi trebuie să stăm? Care este pârâul nostru? Așează-te cu Hristos în locurile cerești. Asta însemnează, dragul meu, că înainte de toate, să cauți să fii ca Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Să te străduiești să semeni cu Domnul Iisus Hristos. Să gândești ca Domnul Iisus Hristos. Să grăiești ca Domnul Iisus Hristos. Să făptuiești ca Domnul Iisus Hristos. Și în momentul acela, tu ești așezat într-un loc bun. Acum, dragii mei, vreau să închei partea aceasta întâi spunându-vă un lucru. Iată că Dumnezeu din cer ne dă o lecție de moralitate și spune, e criză, prieteni, e criză. Se vor înmulți hoțiile, se vor înmulți înșelăciunile și vicleșugul. Va crește peste măsură. Reacția obișnuită a unui om aflat în necaz e să găsească ușa de ieșire. Reacția obișnuită a unui om care e strâns cu ușa este să spună dacă e nevoie și o minciună necesară ca să iasă din situația aceasta. Și Dumnezeu spune așa, nu cumva să cazi în plasa aceasta. Poate că ești un om de afaceri, creștin, și ai un business și te bate gândul să folosești niște tertipuri în afacerea ta. Ferească Dumnezeu că e gândul satanei. Dumnezeu spune în felul următor în această seară, în vremea aceasta deosebit de grea, corbii aceștia mi-au împlinit voia. Nu cumva tu, care ești mai mult decât atâta, cu mult mai mult decât atâta, să nu faci să fie bine. Fii cinstit și drept, fii corect. Pentru că acum, dragii mei, se deosebește, o să vă spun un lucru pe care îl gândesc de multă vreme. Sunt într-un studiu privitor la lepădarea de credință. În fiecare luni în biserică stăm și vorbim despre lepădarea de credință, pentru că am ajuns la o concluzie. Avem impresia că lepădarea de credință va fi cândva, undeva. Ea va începe înainte de ceva. Dar lepădarea de credință, dragii mei, vreau să vă spun că este în fiecare zi, acolo unde cedezi din ceea ce Dumnezeu ți-a spus să fii. Și aș să vă spun un lucru. Lepădarea de credință, cel puțin trei exemple să luăm din Biblie. Ați auzit de lepădarea de credință în trei modalități. Calea lui Cain, rătăcirea lui Balaam și răzvătirea lui Core. Și vreau să vă întreb, oamenii aceștia au dat numele unei rătăciri. Vreau să vă spun, Cain avea probleme? Îi era greu săracul, avea nicio problemă. A apărut lepădarea de credință în mijlocul binelui. S-a dus la altar să aducă un dar lui Dumnezeu, corect? Dar Balaam era strâns cu ușa, avea cancer, ce avea el de? Nu, era în mijlocul binelui, nu? Da, Core. Păi Core era verișor cu Moise și era foarte bine să stea acolo liniștit. Și cum s-a întâmplat? S-a întâmplat tot în mijlocul binelui. Și vreau să vă spun în această seară, dragii mei, băgați bine de seamă că acum, în timpul crizei, Dumnezeu face o cernere între omul lui Dumnezeu și omul care nu este al lui Dumnezeu. Nu cumva să vă găsească Domnul cu minciuni, cu nedreptăți, cu lucruri care sunt înșelătoare, cu două măsuri. Știți de ce? Pentru că criza se va prelungi până când te pocăiești. Credeți lucrul ăsta? Doamne, ajută-mă! O să spui, Doamne, termină cu criza! Și Dumnezeu spune, da, dar termină și tu cu felul de a fi. Și termin și eu cu criza. Pentru că eu cred că Dumnezeu din cer ne binecuvântează. Dar eu cred, dragii mei, că Dumnezeu se uită la felul meu de a fi și Dumnezeu mă scutură și îmi spune, direcția lui bună, trebuie să privești în sus și lasă-mă bine să lucrez cum știu eu. Interesant este că minunea mai grea, și aș putea eu numi minunea mai grea, vă rog să primiți această apreciere, minunea mai grea cu corbii, Dumnezeu o face în continuare. Observați că corbii ăștia tot veneau. Dar la un moment dat, pârâul ăla, care pârâul cherit, seacă. Și interesant este, acum trebuie să înțelegeți cum stau lucrurile la Dumnezeu. Dumnezeu se uită și nu are nevoie să se vadă numai cei deasupra pământului. Credeți că Dumnezeu vede ce este și înăuntru? Păi Dumnezeu putea să spună râului acela, mergi tu fir de apă și ești la pârâul cherit.
Putea să poruncească Domnul. Ce făcea? Ce făcea pârâul? Imediat făcea la dreapta sau la stânga și mergea să iasă acolo. Deci lucrul mai ușor Dumnezeu nu-l face. Și era mai ușor să facă Dumnezeu din subteran, din pânza freatică, să aducă acolo un izvor și să fie apă pe pârâul cherit. În schimb, minunea mai grea, după părerea mea, aceea cu corbii să aducă carne, săracii, vă dați seama ce greu trebuie să fi fost pentru ei, eu mă pun în locul lor dacă aș putea lucrul acesta. Dumnezeu o continuă. Și acum întrebarea pe care o vă pun eu, dragii mei, ce lecție ne învață Dumnezeu de aici? Și haideți să înțelegem un lucru, dragii mei, și ascultați bine ce vă spun și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu îi pregătește lui Ilie o plecare. Și Dumnezeu îi spune în felul următor, când criza, zice el, a cuprins întreaga societate, când tot ținutul lui Israel este secătuit și pustit și apă nu mai este, nu pot să te păstrezi pe tine la un râu public și de dragul tău să vină oamenii să se alimenteze cu găleata. Zice Domnul Dumnezeu, te voi trage într-un loc, dacă vrei, mai intim, te voi duce la o văduvă și acolo voi continua lucrarea cu tine. Și am să vă spun ce gândesc când spun lucrul acesta. Țara aceasta mănâncă pe socoteala lui Dumnezeu. Țara aceasta s-a îmbrăcat pe socoteala lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer are o lucrare, dragii mei. Știți care este lucrarea? Biserica. Biserica este locul în care Dumnezeu privește. Și când Dumnezeu privește în biserică, funcție de rugăciunea bisericii, de postul bisericii, de curăția de inima bisericii, așa Dumnezeu binecuvântează tot ținutul. Așa binecuvântează Dumnezeu cartierul vostru, Clujul, așa binecuvântează Dumnezeu țara, așa binecuvântează Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Și Dumnezeu spune în felul următor, că în aceste momente, cel puțin eu le văd, că sunt momente de criză, momente grele, biserica, dragii mei, este aceea care ar fi trebuit să stea înaintea lui Dumnezeu necontenit în rugăciune. Și acum vă întreb, aveți vreo mustrare de conștiință privitor la țară, la modul în care am ajuns? Tu, mireasa Domnului Iisus Hristos. Avem vreo mustrare de conștiință? Eu vreau să vă spun, dragii mei, și vorbesc în dreptul meu, ca un creștin, ca un credincios care aparțin unei biserici. N-am auzit de o chemare la post național. La o săptămână de chemare, n-am auzit la o săptămână de rugăciune neîntreruptă ca Dumnezeu să nu mai lase zăgazurile râului să distrugă familii și case. Dumnezeu din cer ne cere să luăm atitudine, pentru că noi nu suntem, dragii mei, oricine, nu suntem un praf, suntem lucrarea lui Hristos, biserica. Și Dumnezeu privește spre noi și spune, aici în voi este lumina pe care am așezat-o. Voi sunteți sursa prin care binecuvântez pe toți cei ce sunt în jurul vostru. Și voi veniți pe scaune, stați și tot ceea ce facem e să ne plângem necazul. Dumnezeu din cer ne spune astăzi că ce a secătuit în jurul nostru e și datorită faptului că noi, biserica, nu ne-am îndeplinit misiunea. Credeți lucrul ăsta? În fiecare zi a vieții tale de acum și până la sfârșit. Și dacă altceva în seara aceasta nu o să mai fie, măcar lucrul ăsta, asumă-ți înaintea lui Dumnezeu decizia, că de aici și până când închizi ochii, în fiecare zi, măcar vei pomeni în rugăciune țara asta și vei spune, Doamne, las copiilor mei ziua de mâine, e în mâinile tale, dar nu știu ce va fi, Doamne. Sunt oameni bătrâni, au ajuns să fie batjocoriți pentru o pâine, să se milogească pentru un medicament. De ce? O să spun eu, pentru că e guvernul corupt. Pentru că e țara asta, o țara nimănui. Am să spun, da, dragii mei, dar când vom ajunge în cer la Dumnezeu, Dumnezeu nu va zice că din pricina corupției, ci va spune că din pricina somnului care a fost în biserică. Primiți, vă rog, cuvântul acesta, pentru că este un cuvânt de dragoste, nu de mustrare. Este un cuvânt de ridicare, pentru că noi trebuie să ne rugăm, mărit să fie Dumnezeu. Rugați-vă, căci de binele cetății atârnă fericirea noastră. Slăviți să fie Dumnezeu. Dacă noi, dragii mei, bisericile din țară, ne unim și facem un lanț de rugăciune și de post neîntrerupt, dragii mei, fără să declarăm pe internet sus și tare că o facem, ci așa cu Dumnezeu într-un mod smerit, eu cred că Dumnezeu din cer ascultă. Și trebuie să ne pocăim și trebuie să ne lepădăm de răutate și trebuie să ne rugăm conștienți că am fost chemați să facem o lucrare mare. Dumnezeu are pe pământul acesta o lumină, eu sunt lumina Lui, tu ești lumina Lui, noi suntem sarea pământului. Mărit să fie Dumnezeu. Avem pe Dumnezeu de partea noastră și asta ar trebui să ne oblige
Și asta ar trebui să ne facă conștienți. Ajută-ne, Doamne. Așa că Dumnezeu îi spune lui Ilie: Ilie, vino acum spre partea aceasta, spre casă. Te voi trimite în Sarepta. Și frați și surori, vreau să vă spun că atunci când e vorba despre criză, întotdeauna am remarcat că ea, criza, atunci când apare, mă face să îmi aduc aminte cine m-ar putea ajuta, cum aș putea ieși din ea. Și Dumnezeu îi spune într-un mod interesant: du-te la această văduvă, ca și cum Dumnezeu ne-ar spune nouă bisericii astăzi: întorceți-vă la relațiile unul cu unul, unul către altul. Întorceți-vă la acele relații de prietenie din cadrul bisericii, acele grupuri, familii, stați de vorbă, căutați-vă unii pe alții, intrați unii în casele altora și stați de vorbă despre greutățile pe care le aveți, rugați-vă unii pentru alții, pentru că atunci când apare criza la nivel național, noi nu o să putem să o biruim stând pe forum de dimineață până seara și dându-ne cu părerea cum să ieșim, nici stând la televizor și văzând analizele politice, nu o să ieșim din criză, dar este bine să ne căutăm unul pe altul, să ne prindem ca într-o mână și să ne rugăm unii pentru alții, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul spune: trăgeți-vă ușor spre ceea ce eu întotdeauna am binecuvântat. Dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, ce spune Dumnezeu? Le va fi dat. Mărire lui Dumnezeu în cer. Caută intimitatea casei tale, caută intimitatea relației cu soțul, unește-te cu copiii tăi în casă, unește cu cei dragi și începe să stai de vorbă cu ei, pentru că Dumnezeu din cer ne spune: deja tot ce se întâmplă acum în țară și peste tot în lume nu face altceva decât prin acest îndemn să vă spun: strângeți-vă unii lângă alții, micșorați-vă spațiile, pentru că s-au deschis moluri în care suntem mai străini ca niciodată, ne perindăm pe acolo și venim secătuiți acasă în dorința de a se întâmpla ceva, în dorința de a ne petrece timpul într-un fel bun, venim acasă goliți, dar vă spun că dacă un prieten stă de vorbă cu un prieten, sufletul lui va fi hrănit. Ai sentimentul utilității, sentimentul împlinirii, avem nevoie astăzi mai mult ca oricând de prietenie între noi, slăvit să fie Dumnezeu. Acum, dragii mei, permiteți-mi sublinierea pe care o fac. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Domnul Dumnezeu îi spune lui Ilie așa: du-te la această văduvă din Sarepta căreia eu i-am vorbit, îi spune Domnul. Oh, sunteți și dumneavoastră, iertați-mă. Cum am dat seama că balconul l-am lăsat deoparte. Biserica de sus. Fiți binecuvântați. Acum este extraordinar să vină Dumnezeu la mine și să-mi spună: ai o problemă, Florin? Oh, i-aș spune eu Domnului: Doamne, îți dau lista. Deci am probleme. Și Dumnezeu să spună: uite, am soluție la problemă. Du-te în cutare loc la fratele Sandu, că eu i-am vorbit. Păi eu atunci când aud cuvântul că Dumnezeu i-a vorbit, păi eu mă duc așa de bucuros și spun: eu mă aștept așa. Adică eu să fi fost în locul lui Ilie și Dumnezeu să mă ierte, că atât gândesc eu. Probabil că era și flămând și ostenit, probabil era în felul în care era și hăituit de către Ahab și văzut ca fiind responsabil de întreaga criză, că nu e ușor să te ridici în numele lui Dumnezeu și să le spui oamenilor ce este drept cu Dumnezeu și după aceea oamenii vor un Dumnezeu din ăsta, știi, al milei permanente, care este slăbiciune, nu este tăria lui Dumnezeu. Tăria lui Dumnezeu nu se arată în această slăbiciune continuă. Dumnezeu nu e slab, Dumnezeu e puternic. În fine, ați înțeles ideea. Acum Dumnezeu îi spune: du-te, că i-am vorbit. Du-te la Sarepta, ține de Sidon, rămâi acolo. Iată că am poruncit aceste. Păi eu mă gândeam așa, că el se va duce. Nu, mă gândeam, va fi femeia acolo, spune: o, bine ai venit, Domnul mi-a vorbit, uite, este masa pusă, totul e curat, ai un pat aici avut. Eu așa mă gândeam că îi vorbește Dumnezeu. Dacă e să-ți rezolvi problema, nu? Ușa deschisă, totul bine. Nu, așa te-ai fi gândit. Vine Ilie. Și când ajunge, se uită și recunoaște pe femeia respectivă, care ce făcea? Ceva, în curte, era ocupată. Probabil că în primă fază sta cu spatele la Ilie și nu i-a zis nimic. Ba încă Ilie începe el vorba cu ea. Nu, te-ai fi așteptat ca ea să zică: o, omul lui Dumnezeu, mi-a vorbit Domnul, mi-a trimis în înger, te-am recunoscut, Domnul mi-a zis că o să fii în felul ăsta, în felul ăsta. Nici pomenală, departe gândul ăsta. Se uită Ilie și aproape timid îi spune: ce, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas să bei. Eu strângea niște lemne pe acolo. M-am uitat și am zis: Doamne, probabil că în momentul următor femeia aceasta va exclama: o, omul lui Dumnezeu a venit la mine. Nu, nici pomeneală. Femeia se duce și îi aduce fără niciun cuvânt. Și apoi să vă spun un lucru, faptul că nu vorbește nimic, nu îi spune da cu plăcere omule a lui Dumnezeu. Sau nu. Deci faptul că ea tace, cum vi se pare dumneavoastră când îi spuneți unui om:
Vă rog frumos, dați-mi și mie un par cu apă. Și ăla ți-l dă tăcând. Nu simți în asta o mustrare. De genul, a doua oară să nu mai... Da? Bagă bine seama. Gata, ajunge odată. Simți în tăcerea aceasta ceva mustrător. Simți în tăcerea aceasta un gest reprobativ, de genul, iar mă deranjezi? Nu. Și femeia aceasta se duce, aduce și tace. Și apoi el îi spune fermător, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală, puțin un de lemn într-un ulcior, strâng două bucăți de lemne, mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine, pentru fiul meu, vom mânca și vom muri. Eu atunci m-aș uita spre cer și aș fi spus, Doamne, dar cum i-ai vorbit lui Sandu? Deci eu chiar nu înțeleg nimic, mă, că vom muri. Deci tu m-ai trimis aici să-mi poarte de grijă? Eu credeam că totul este deschis, totul este bine, totul este frumos. Credeam că Dumnezeu va netezi căile și că încolo găsesc o femeie supărată, care strânge lemne, nu-i pare bine nici că mi-a dat apă prea mult și încă la sfârșit îmi spune și sentința. Mâncăm și murim. Gat. La revedere. Nu ți se pare curios? Dar Dumnezeu, credeți că are o învățătură aici, frați și surori? Prieteni dragi, credeți că Dumnezeu în fiecare cuvânt are o învățătură? Și o să vă spun, după ce îmi tânjește mie inima astăzi, m-am gândit mult asupra acestui lucru și m-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să înțeleg. Pentru că atunci când înțelegi Scriptura, îl înțelegi pe Dumnezeu. Și când îl înțelegi pe Dumnezeu, înțelegi și oamenii și te înțelegi și pe tine însuți. În momentul în care l-am rugat pe Dumnezeu să-mi explice, Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat să înțeleg ce așteaptă El, de ce lucrurile sunt în felul acesta. Mizăm așa de mult astăzi pe semne și minuni. Mizăm astăzi așa de mult pe emoții. Mizăm astăzi așa de mult pe întâlniri efervescente. Mizăm astăzi așa de mult pe un moment. Mizăm astăzi așa de mult pe un fragment de viață. Și Dumnezeu spune în felul următor, că putea să zică Ilie, Doamne, dar Tu nu i-ai vorbit acestei femei, că nu pare că i-ai fi vorbit. Cum i-ai vorbit? Că mie nu-mi pare că femeia aceasta a vorbit. Și Domnul Dumnezeu avea să-i răspundă, Ilie, i-am vorbit, dar nu i-am vorbit cum vă așteptați voi. Că eu nu pot să pun una pe un mop la biserică sau pe mătură să mături, decât dacă mi apare un înger. Trebuie să scarpinează oamenii între cornițe ca să facă și eu lucrare. Copiii Domnului, cât de bine sunteți voi, cântați frumos și dacă au cântat o cântare sau două, trebuie să-i lauzi o săptămână ca să o mai cânte pe a treia. Și stăm astăzi și încrucișăm brațele și așteptăm ca Dumnezeu să facă semne și semne și minuni și minuni și minuni și Dumnezeu ne spune în felul următor. Mă uit astăzi, spune Domnul, pentru că vreau să mă bizui, nu pe oameni emotivi în mod deosebit, ci vreau să mă bizui pe caractere. Femeia aceasta este o femeie care atunci când l-a văzut pe Ilie, fără să i se fi spus că este omul lui Dumnezeu, a văzut o nevoie a unui semen. Nu pare că ea știe că e vorba despre om al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a uitat în inima ei și a zis, prin fața acestei femei va trece nevoia mea. Și femeia aceasta nu va refuza să-mi facă voia. Femeia aceasta se va lăsa înduplecată să meargă și să aducă ceea ce este nevoie. De ce? Pentru că femeia aceasta înainte de toate era o femeie credincioasă care spune, viu este Dumnezeu. L-a luat martor pe Dumnezeu că este viu și Dumnezeu a spus să știu că sunt viu. Sunt foarte viu, zice Domnul. Femeia aceasta, dragii mei, a demonstrat că are caracter. Și Dumnezeul zilelor noastre caută oameni de caracter. Oameni care să nu poată trece nepăsător pe lângă nevoia semnului lor. Oameni care să nu poată să doarmă acasă la ora 9 duminică dimineața. Oameni care să nu poată să stea nepăsător față de darul care l-a pus Dumnezeu în noi. Să spună, cum Doamne Dumnezeule, să nu fac eu nimic pentru împărăția Ta. De ce trebuie să-mi spună mie pastorul să mă duc în stânga și în dreapta? Dar de dragul lui Iisus Hristos fac eu lucrurile acestea. Mărirea lui Dumnezeu în cer. Dumnezeu caută oameni de onoare, caută lucrători de onoare, oameni de caracter, oameni care să spună dau totul pentru Iisus Hristos și nu rămân nepăsător. Nu îngerii să ne ghideze nouă viața, că atunci nu suntem oameni crescuți cu Dumnezeu. Nu semnele, nu minunile, nu visele, nu că nu-i nevoie. Mărirea lui Dumnezeu în cer pentru orice semn arătat de El. Dar nu acestea trebuie să ne conducă viața. Eu nu mă ghidez după trei cântări în biserică. Astăzi a fost har. De ce? S-a cântat cântarea care îmi place mie. Ba nu, zic eu, să fie o zi în care să trăiești cu Dumnezeu și o altă zi în care să trăiești cu Dumnezeu și să fii vertical, prietene.
Să strângi cuvântul Dumnezeu în inima ta ca să te sculpteze Dumnezeu în lăuntru. Să avem tărie de caracter, să nu ne compromitem. Nu te poate lua viața prin surprindere dacă ești un om de caracter, așa este. Dacă ești un om emotiv, trăiești de la o emoție, te dărâmă viața. Dar dacă ești un om ca și granitul, sculptat din material ceresc, nu te ia viața pe nepregătite. Cum adică zici tu? Măi, prietene, încerc să mint. Eu nu pot minți. Mi-aduc aminte că în momentul în care lucram la procuratură, procurorul de serviciu mi-a zis mie, spune tuturor petenților care au să vină, veneau cu reclamații oamenii, spune-le, te rog frumos, că eu sunt plecat, zice, și nu mai pot primi cererile. Și l-am întrebat, zic, dar unde plecați, domnul procuror? Păi ce, nu plec nicăieri, zice, sunt în birou, dar nu mai vreau să primesc pe nimeni. Păi zic, nicio problemă, am să le spun că sunteți în birou și nu mai primiți pe nimeni. Zic, și ăsta este un lucru care, pe lor, nu aveți dreptul dacă ați obosit. Deci trebuie să inventați o asemenea. Să se uită la mine și ce-i zis? Păi eu zic, eu nu pot să mint. Eu nu pot să le spun că dumneavoastră sunteți plecat dacă nu sunteți plecat. Dar eu pot să le spun că sunteți obosit și că nu mai puteți primi pe nimeni. Dar n-avea voie. N-avea voie să fii obosit, că n-ai voie dacă iei bani de la stat, de la 8 la 4 să fii obosit. Vrei, nu vrei, n-ai dreptul să fii obosit. Ești obosit după ora 4. Păi atunci îți faci treaba. Și ăsta se uită la mine când a zis că nu mint și a zis, ce-i zis, zice el? Făt un pas înapoi, s-a uitat la mine, groaznic s-a uitat la mine, era un procuror de temut în tribunal. Și a plecat bombănind, vorbea singur. Eu mi-am zis atunci, omenește, m-am gândit, zic, gata, deci am un prieten de azi încolo. Deci când mă prinde omul acesta, sigur o să-și aduc aminte. Dar și ce am făcut după ce am spus adevărul? Am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, eu de dragul Tău nu mint și Tu mă vei apăra într-un fel sau altul. Că e bine să-i spui lui Dumnezeu lucrurile acestea. E bine să-i spui, Doamne, de dragul Tău, Doamne, pentru că vreau să-ți văd fața, nu spatele. Și la 2 săptămâni de zile mă cheamă procurorul. Și să știți că mi-a trecut un gând prin minte, zic, mă cheamă să mă, probabil, sigur m-a găsit cu ceva. Că nu-i om pe pământul ăsta, că dacă vrea să-ți găsească cineva nod în papură, să știți că-ți găsește la serviciu, că sunt lucruri omenești și în toate greșim. Și mai ales în lucrurile acestea. M-a chemat. Și când m-a chemat, a zis, trage ușa după tine. Gata, zic, dacă trage ușa, zic, nu, înseamnă că e ceva care numai eu și el trebuie să aud. Și te rog frumos să stai jos. Când am auzit cuvântul te rog frumos, parcă a fost mai bine. Omul acela a tăcut preț de un minut și apoi mi-a spus, vreau să stau de vorbă cu tine și să te întreb un lucru și să-mi dai un sfat. Când am auzit că eu să-i dau dânsului un sfat, nu știu cum să vă spun. Și zic, dar credeți că eu sunt calificat pentru așa ceva, să vă dau dumneavoastră un sfat, sunteți un om cu experiență? Și zice el, un om care a avut curajul să mă înfrunte și să spună că nu minte de dragul lui Dumnezeu, omul acela poate să-mi dea un sfat. Păi până la urmă, frați și surori, despre ce vorbim noi? Despre îngeri, heruvim, serafim? Cu asta nu se face lumea mai bună, prieteni. Dar cu caracterul se face lumea mai bună. Acolo unde Dumnezeu îți spune ție să te împotrivești și să rostești ce este drept, fă-o și Dumnezeu va fi propovăduit. Vor veni oamenii la biserică nu pentru că este seară de evanghelizare, ci pentru că ai un Dumnezeu extraordinar. Și oamenii zilele noastre au nevoie de caracter. Am să mai spun o întâmplare că eu cred că vom ajunge să predicăm Evanghelia toți de o manieră fenomenală. În ce sens? Ați observat că s-au erodat relațiile dintre oameni? Nu știu cum e la dumneavoastră, dar la noi este un conglomerat. Noi, Bucureștiul este un oraș foarte agitat. Vreau să vă spun, claxoane, nervi pe șosea. Am intrat bună oară de puțină vreme într-o benzinărie. Și m-am dus să-mi iau o apă minerală, mergeam spre o evanghelizare. Am alimentat și mi-am luat și o apă. Dacă nu cumva un Red Bull, să fiu cinstit cu totul. No. Și atunci, în momentul când am luat acest Red Bull sau așa și am plătit și bonul, era cineva în spate și întâi mi-a luat Red Bull-ul. Știți că are un cod de bare și, mă rog, mergea mai greu aparatul. Ăsta bombănea! Ce zice el aici? Aici, ce e aici? Alimentară, zice el! Aici vine fiecare și ia ce asta, ziare și băuturi și nu știu ce. Aici e benzinărie, aici trebuie să alimentezi și să plătești pentru benzină. Eu tăceam, doamna de la caserie, la un moment dat s-a simțit datoare să mă apere, zice doamna ce, da, domnul are voie să cumpere ceva, că toate produsele astea sunt la vânzare, zice ea. Și el încă o tiradă de nervi. Și la un moment dat a stat acolo și, știți, Biblia te învață că într-o asemenea împrejurare e bine să nu răspunzi după nervii celui de lângă tine. Și am tăcut, m-am și rugat, că eu v-am spus, mereu caut oportunitățile de slujire. Și după ce omul am plătit, sigur, tăcând, el a avut un proces de conștiință. Mă, ăsta nu mi-a reproșat, nu s-a întors pe mine să se certe. Știți că dacă taci, e semnul regal. Semnul regal e tăcerea. Când taci în mijlocul tuturor agitațiilor, e semnul regal al păcii lui Domnului Iisus Hristos. Tăcerea este extraordinar, e semn regal. Am tăcut și în momentul în care am trecut pe lângă el,
M-am uitat la el și am spus, Domnule dragă, eu știu că nu Red Bull-ul e problema. Dumnezeu să-ți ajute în necazurile cu care ai intrat în benzinărie. Am plecat. Vreau să vă spun, dragii mei, că omul acela a rămas, știu eu, pentru că am simțit în inima mea, omul acela a rămas pătruns, a tăcut și ca prin minune, la secunda numărul 1, s-a schimbat toată fizionomia lui. Știți de ce, dragii mei? Pentru că suntem nervoși ca toți ceilalți. Pentru că ne purtăm ca toți ceilalți și de aceea nu-L văd oamenii pe Dumnezeu. Dar fii om de caracter și se va vedea că Dumnezeu e în tine. Nu te enerva, nu alerga la același podob de desfruc ca toți ceilalți. Nu răspunde cu mânie, nu răspunde, nu te pripi. Fii un om care să te rogi, chipzuiește înainte de toate. Și încă un lucru extraordinar de important, să faci lucrarea lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și știind că Dumnezeu te vede. Dacă o faci de ochii oamenilor, într-o zi vei ceda. Dacă o faci ca oamenii să-ți dea notă, într-o zi vei fi dezamăgit. Dar dacă o faci de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu te ridică, Dumnezeu îți dă putere, Dumnezeu te ajută să mergi înainte. Amin. Merg la al treilea punct, slavă Domnului, că e bine. În momentul în care a rămas în casă Ilie cu femeia, i-a zis în felul următor, nimic din ce faci pentru Dumnezeu nu-i pe gratis pe pământul ăsta. Du-te și împlinește cuvântul care spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vorbe. Dă-mi mie mai întâi lucrul acesta. De ce? N-avea putere Ilie să se stăpânească? N-avea Ilie gentilețea să o lasă pe femeie și pe copil să mănânce mai întâi? Ba da, dragii mei, avea. Pentru că orice bărbat are puterea să-și lase, tu ca mamă nu lași ciocolata copiilor tăi. Dar tu ca mamă nu pui întâi copiilor tăi să mănânce. Ci nu s-a întâmplat ca poate ce-ți plăcea ție să mănânce ei toți și la sfârșit să-ți rămână farfurile pe care le strângi. Avem tăria aceasta, dar Dumnezeu din cer, dragii mei, ne dă teste. Și Dumnezeu din cer vrea să demonstrăm că avem capacitatea, caracterul, așa cum spuneam, să cedăm dreptul nostru, să cedăm ce este al nostru. Am să vă spun un lucru, foarte simplu. Un rus, un scriitor rus, un om care a scris lucruri frumoase, Bernadiev, spunea în felul următor, zice el, pâinea săracului e datoria mea. Pentru că pâinea mea, zice el, e datoria Domnului. Păi eu trebuie să dau săracului pâinea mea, că poate el n-are credință. Și atunci eu dau, slăvit să fie Dumnezeu, că eu am credință și Dumnezeu mă dă înapoi. Și poate chiar mai bună decât atâta. Noi trebuie, dragii mei, când suntem credincioși, să cedem în drepturile noastre. Dar eu sunt al lui Dumnezeu, ăsta e filistean, domnule. Cum adică? Dar eu dacă sunt al lui Dumnezeu știu că pe 7 căi poate să fure hoțul, că pe 8 mi-aduce Dumnezeu înapoi. Eu știu că nimic nu păgubesc și chiar dacă la un moment dat pun capul în jos cu smerenie și spun, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, poate m-ai scăpat de o belea. Doamne, mașina asta nu mai merge, catastrofă. Dar poate că ajungeam pom a doua zi. Slavă lui Dumnezeu că s-a strigat carburatorul. Nu te grăbi să judeci înainte de vreme. Când cineva se atinge de dreptul tău, când cineva se atinge de lucrurile tale, pune inima și roagă-te lui Dumnezeu și spune, Doamne, mai întâi de toate, Doamne, caut împărăția Ta. Tu ești un Dumnezeu mare, cedează. Cedează în favoarea semenilor, cedează în favoarea celorlalți. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Că Dumnezeu te va ajuta. Fii un om blând, fii un om smerit, fii un om gentil, fii un om politicos. Propovăduiește Evanghelia ridicându-te în picioare când este aglomerat autobuzul sau tramvaiul. Băieților, Dumnezeu să vă ajute să dați voie fetelor să intre pe ușă și surorilor, să vă ridicați în biserică când este aglomerat și să le lăsați să stea pe mamele voastre, bunicile voastre. Și Dumnezeu din cer care vă vede, vă va răsplăti, vă va da o fată mândră, frumoasă și credincioasă. Amin! Amin. Pentru că dovediți caracter, pentru că dovediți că știți să cedați. Dumnezeu din cer, frați și surori, nimic și nimeni nu-mi ia ceea ce este dat de Dumnezeu. Nici molia, nici hoțul, nici rugina. Ce Dumnezeu a binecuvântat, binecuvântat rămâne. Pot să dau cu bucurie că Dumnezeu îmi dă înapoi. Nu odată, nu de două ori, de câte ori crede El că e nevoie. Slăvit să fie Dumnezeu. Acum, frați și surori, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Există, zice Domnul Dumnezeu, tu fă lucrul acesta căci... Și acest căci, dacă vreți, este adversativ. Adică întrucât, deoarece, zice Domnul Dumnezeu, eu nu te voi lăsa. Uitați ce spune. Tu du-fă așa după cuvântul lui Ilie, pentru că așa căci, așa vorbește Domnul. Făina din oală nu va scădea și niciun de lemnă. Dumnezeu nu spune, dă că tu faci muncă patriotică. Omul e hoț, omul e șmecher și dacă se poate să te fraierească, foarte bine.
Când te cheamă patronul, să știi că gândul lui din start este să muncești cât mai mult pe bani, cât mai puțin. La Domnul nu e așa. La Dumnezeu tu fă-ți puținul și Dumnezeu îți dă mult. Mărirea lui Dumnezeu în cer. Dumnezeu dă cu mână largă. Dumnezeu nu spune voi munciți degeaba. Dumnezeu nu spune vă trudiți degeaba pe căldura asta. E vineri pentru toată țara și voi sunteți la biserică. Dumnezeu spune există un căci. Căci de aceasta te voi binecuvânta mâine. Că ai venit astăzi aici să stai cu Dumnezeu și contează că stai aici în căldură, contează că faci o rugăciune, contează că te rogi în această seară. Există un căci, există un motiv pentru care Dumnezeu ne cere să slujim. Noi nu slujim pur și simplu așa, la întâmplare. Slujim pentru că Dumnezeu din cer ne va răsplăti. Nu vă trudiți numai cu mântuirea, numai mântuirea. E mare lucru să fii mântuit, dar este un mare lucru să fii răsplătit de Dumnezeu. Să credeți că va fi o diferență între omul mântuit și omul răsplătit de Dumnezeu. Mântuit și răsplătit. Credeți lucrul ăsta? Ai trecut examene la facultate, ai trecut examene de liceu. Nu ai avut un sentiment oarecum, să zic așa, aparte când ai văzut că din clasa ta vreo trei ies în față și le pune coronița? Și tu stai acolo frământându-ți degetele. Deci ce ți-ai zis atunci? Doamne, la anul... Când începe anul școlar, pun mâna pe carte și vreau și eu coroniță. Și Dumnezeu ne spune să vreți coroniță fiecare dintre voi. Luptați și străduiți-vă să vă dea Dumnezeu coroniță. Amin. Și acum, dragii mei, definiția binecuvântării pe care am auzit-o de la un slujitor al lui Dumnezeu și iubesc cuvântul ăsta. Știți că noi, de obicei, binecuvântarea o definim în felul următor. Doamne, la casa pe care o am încă un etaj. Binecuvântare. Doamne, de la 1500 de centimetri cubi la 2000, binecuvântare. Doamne, de la pantofi obișnuiți la pantofi, nu știu, că nu le am. Sau, nu știu, înțelegeți ce vă spun. De la Gresie Cluj-Napoca la Gresie nu știu de care, de italienească. Deci noi așa numim binecuvântarea. Deci binecuvântarea înseamnă mai mult, mai nou, mai luxos. Dar Dumnezeu spune că binecuvântarea nu însemnează mai mult, mai nou, mai luxos. Ce are mobila ta, prietene? Păi cum ce are? Îi verde. Anul ăsta se poartă galbenul. Lasă mobila cu mintea acasă, stai liniștit, vezi de treabă. Te bagi în niște lucruri în care Dumnezeu nu are cum să te salveze. Că e mintea ta care nu gândește. Mobila e bună, să știi. E foarte bună, lasă-o acolo unde este. A, păi ce, a intrat un prieten la noi în casă, o familie, și s-a uitat și o strâmbat din aici, că voi nu mai sunteți la modă. Păi dar nu e la modă să fii dator în bancă, știați lucrul ăsta? Nu e la modă să te îmbolnăvești de ulcer muncind de dimineață până seara ca să schimbi tu mobila la fiecare 2-3 ani. Ce aveau lucrurile din casă? Acum ne-am umplut, suntem cu plasme de mari, frigidere de nu știu care, și, dar mergea bine tot ce aveam. Numai că am schimbat de multe ori în inerție. Doar din dorința de a demonstra celorlalți că suntem binecuvântați. Dar nu-i binecuvântare, ai o ciudățenie. E o ciudățenie, nu-i binecuvântare, dragii mei. Dar ce-i binecuvântare? Dumnezeu spune, ce ai mă în cămară? Păi am asta așa, zice Dumnezeu, eu poruncesc să nu scadă. Rămâne acolo, tot ce ai, cât e nevoia. Deci binecuvântarea însemnează din ce ai să nu scadă, prietene. Nu însemnează încă un etaj. Mărirea lui Dumnezeu asta înseamnă că Dumnezeu ține casa pe care o ai. Dumnezeu ține casa pe care o ai. Nu o vor atinge nici apele, nici cu tremurul, nici focul. Te-ai rugat în lucrul ăsta. Dumnezeu ajută-ne, Doamne. Asta însemnează să am pâinea de toate zilele, să am ce-mi trebuie. Ce dacă nu mai mănânci tu bunătățile care ți le închipuiai? Slăviți să fie Dumnezeu, te-a scăpat de alte probleme, crede-mă. Deci slăviți să fie Dumnezeu, ia ceea ce ai cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu. Și dacă n-ai avut ce să mănânci astăzi, mulțumește Domnului că ai găsit dieta perfectă. Și așa să chinuie oamenii să fie slabi. Ce dacă n-am ce să mănânc? Mulțumesc lui Dumnezeu, mănânc mâine. Ați înțeles, dragii mei? Binecuvântarea lui Dumnezeu stă aici, în modul de a privi, în modul de a mulțumi, stă în optică binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu stă în patrimoniu, nu număr. Binecuvântarea nu mă învață să număr, binecuvântarea mă învață să privesc cu mulțumire spre Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Vreau în această seară, dragii mei, să închei, ducându-vă spre ultima parte, care mi este mie foarte dragă și pentru mine are o semnificație deosebită. O să vă spun în final de ce este importantă. Pentru că în momentul în care Dumnezeu, într-un fel sau altul, a intrat în viața noastră, într-un fel sau altul Dumnezeu a pătruns în gândurile noastre, fie că este vorba de mama care se roagă, fie că este vorba de tata, fie că este vorba de un prieten, indiferent cum ar fi fost, în casa acestei văduve a pătruns Dumnezeu. Pentru că acolo era un om al lui Dumnezeu. În casa aceasta, într-un fel sau altul, a intrat Dumnezeu. Și pe noi Dumnezeu ne-a căutat. Și în viața noastră Dumnezeu a intrat într-un fel. Și când a stat în casă omul acesta lui Dumnezeu, se întâmplă un lucru. Dumnezeu din cer a privit spre Ilie. Credeți lucrul ăsta?
Și când a privit spre Ilie, pe că Dumnezeu își găsea plăcerea, zice, dar ce mai face Ilie pe pământ? Era bucuros Dumnezeu să vadă credința lui Ilie. Era bucuros să vadă tăria de caracter a lui Ilie. Dumnezeu se bucura de Ilie. Sau de ce face Ilie? O, dar cine e lângă el? E văduva din Sarepta. Dar ce e în casa aia, zice Domnul? Că de acolo sunt niște probleme în casa aceea, zice Domnul. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că într-o zi, fiul acestei femei s-a îmbolnăvit. Și Dumnezeu spune din cer, semnal, prieten. E un semnal, e primul semnal, s-a îmbolnăvit. Am urmat un al doilea semnal. Boala lui a fost atât de cumplită. Până nu i-a trecut. De la răceală, de la strănut, s-a dus spre mai rău. Și femeia tăcea și nu spunea nimic. Și a venit pasul al treilea, încât n-a mai rămas suflare în el și a murit. Pentru că Dumnezeu s-a uitat în casa aceea și a zis, bine, dar tu ești acolo, deci eu sunt acolo prezent. Și zice, tu femeie, zice, tu ai ceva. Ce-i spune femeia? Ce am face eu cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-i aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea? Pe ce, Dumnezeu, dar de ce ai stat cu ea? S-a amintat în casă în prima zi. N-am intrat eu în prima zi în casă cu Ilie. De ce nu te arunca la picioarele mele și să-mi spui că tu trebuie să te pocăiești de răul pe care l-ai făcut? Stă Dumnezeu în casă la noi de 10 de ani și noi încă nu ne-am cerut iertare pentru lucrurile rele? Dumnezeu de atâta vreme cu noi și noi încă nu ne-am pocăit în sac și în cenușă de răutatea noastră? Și Dumnezeu, da, te-am atenționat, întâi a fost o boală, apoi te-am atenționat a doua oară, a fost boala cumplită și tu nu l-ai luat aminte. Merg lucrurile din ce în ce mai în jos și tu nu înțelegi că Dumnezeu din cer nu uită? Păi până tu nu-ți aduci înaintea Domnului starea inimii tale, Dumnezeu din cer nu poate să uite și să arunce marea uitării. Și spune femeii, dar ce femeie crezi că dacă de 20 de ani de zile te tot chinui să uiți ce ai făcut, asta înseamnă că uiți și eu? Dumnezeu nostru, prieten, ne spune în această seară că El intră în casele noastre. Sigur vreți să intre Dumnezeu în casa voastră? Sigur vreți să intre Dumnezeu în viețile voastre? Oameni buni, sigur vreți? Dumnezeu spune într-o împrejurare, eu nu mai pot să cobor în mijlocul vostru, zice poporul lui Israel. De ce, Doamne, nu mai pot să cobor în mijlocul nostru? Pentru că, zice el, în momentul în care eu cobor, trebuie să-mi exerceți prerogativa de bază, sunt sfânt, zice Domnul. Și când cobor în mijlocul vostru și văd lucrurile pe care voi le tot puneți sub moviliță, un fel de acan spiritual, zice Dumnezeu, eu mă cobor și s-ar putea să încep să judec și în stânga și în dreapta. Ducem copiii la groapă, accidente auto peste tot, se aruncă oameni de la etaj, cad avioane în stânga și în dreapta și Dumnezeu, voi ziceți, vino Doamne în mijlocul nostru. Dar Dumnezeu spune, dar înainte de toate știi ce cer? Pentru că uitarea ta nu-i tot una cu iertarea lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, ți-am dat atâtea semnale în viața ta. Vii la biserică de atâta vreme, dar trebuie, zice Dumnezeu, să te pocăiești. Și eu trebuie să mă pocăiesc, să stau înaintea lui Dumnezeu în această seară, să spun, Doamne, ce am eu cu tine aici? Este ceva în inima mea care eu încă nu m-am curățit de lucrul ăsta. Noi trebuie în această seară să-L vedem pe Domnul. Ia Ilie pe acest copilaș mort, care nu este altceva decât rodul a uitării femeii, dar Dumnezeu n-a uitat. Mi-aduc aminte că m-am dus să mă rog pentru o femeie bolnavă de cancer, la 40 de ani. Niște chinuri cumplite, n-am văzut așa ceva de când am fost eu. Femeia aceasta nu-L cunoștea pe Dumnezeu, dar familia îl cunoștea și a zis, pastore, vino să vorbesc, să te rogi, să-i spui ceva despre Dumnezeu. M-am dus și m-am rugat. M-am dus acasă și nu s-a îmbunătățit nimic și am început să-mi pun întrebări. Doamne, Tu nu lucrezi așa. Nu te duci în numele lui Dumnezeu și te întorci acasă bâșbâind. Stai și m-am rugat și am zis, Tu trebuie să faci ceva. Nu se poate într-un fel sau altul. M-am rugat Domnului și mi-a zis, Domnul, du-te cu îndrăsneală și spune-i să mărturisească ceea ce a păcătuit. M-am dus și am spus, femeie, tu trebuie să spui înaintea lui Dumnezeu care este lucrul care te leagă sufletește. Și după multă zbate mi-a zis că îl urăște pe fratele ei. Se judecau pentru un petec de pământ. Și diavolul i-a întunecat mintea și a să-l urăsc dacă aș putea l-aș ucide. Și cancerul din suflet i-a intrat în trup și a mâncat cu zile. Dumnezeu din cer spune, suntem la punctul în care eu vă spun vouă că am dat multora semnale. Și Dumnezeu spune, pentru că eu vreau să vă fie bine. Pentru că vreau ca în viața voastră să fie puterea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să aibă sănătate casa voastră. Pentru că vreau să fie lumină în casa voastră. Dacă mă chemați ca un Dumnezeu care sunt, atunci chemați-mă și făceți-vă partea, zice Domnul. Ajută-ne, Iisuse Hristoase. Ilie l-a luat în brațe pe acest copil mort și nu este întâmplător, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-a dus în camera de sus.
Și Dumnezeu spune astăzi, aceasta este cheia ieșirii din criză. Cheia ieșirii din criză, prieteni, este faptul de a ne duce și a face în casa noastră o odăiță. Pentru că am să vă spun un lucru, mult m-am întrebat cum arată locașul de sus. Mi-am pus inima să înțeleg ce înseamnă acel locaș, bucățică de rai pe care Dumnezeu o pregătește pentru mine. Că oamenii zic că într-un fel sau într-alt fel și am înțeles, dragii mei, cel mai scump moment al vieții mele, pentru mine cel puțin, e când alerg și mă trag deoparte. Sunt atât de obosit de multe ori, dezamăgit de mine, dar dezamăgit și de ceea ce văd. Câteodată simt nevoia să alerg acasă, trag ușa după mine, mă prăbușesc cu Dumnezeu și îi spun, numai Tu știi, Doamne, cu adevărat. Și am nevoie de prezența Ta, Doamne. M-am săturat de cuvinte omenești, m-am săturat de lucruri pământești, vreau prezența Ta pur și simplu. Și odăița aceea este locul frământării cerești. Dumnezeu spune, știi ce este locașul de sus? E odăița de jos pe care eu o iau și o duc acolo. Pentru că atunci când intri în odăiță, nu te vede nimeni. Tu nu semnezi condi ca la biserică. Tu stai acolo pentru că ți este dor de Dumnezeu și pentru că recunoști că nimeni nu te poate salva afară de puterea Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. E dragostea care se consumă în tăcere. E dragostea care se consumă în intimitate. E dragostea când alergi la Dumnezeu fiindcă vrei, nu fiindcă te împinge cineva. Biserica este un spațiu public. Toți putem într-un fel sau altul să părem într-un fel. Dar acolo când te tragi cu Dumnezeu, ești tu și El. Acolo știi cât ești în Domnul. Acolo știi cât ai putere în Domnul. Acolo știi cum sunt laudele tale. Acolo știi cum e privirea ta. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu spune, du-te, Ilie, în camera de sus. Acolo unde te rogi tu în fiecare zi. Acolo unde ești obișnuit să stai de vorbă cu mine. Pentru că odăița aceasta, locul acela, e locul vieții, e locul învierii. E locul în care aduc vindecare caselor voastre. Acolo e spațiul în care mă veți găsi. De aici încolo, spune Domnul. Biserică, spune Dumnezeu. În acest moment trebuie să regăsim, dragii mei, calea spre inima lui Dumnezeu. Calea spre inima lui Dumnezeu nu-i neapărat prin efecte, dragii mei. Calea spre inima lui Dumnezeu este noi și El în intimitate. Nu-ți lua neapărat o lună de concediu. Toate concediile pământești te vor face să te întorci cu nervi și cu bani puțin. Ia-ți un concediu spiritual, 2 sau 3 zile, dispari cu Dumnezeu. Du-te în odăiță și spune, nu mai ies de aici, Doamne Iisuse, eu nu mai ies de aici. Până nu cobori. Sunt momente când stau cu Domnul Dumnezeu și perpetuez relația. Au fost și momente în care Dumnezeu a coborât după 6 ore. 6 ore în care nu s-a întâmplat nimic, dar am zis, nu ies, pentru că nu mai am curaj să fac vreun pas până nu coboară Dumnezeu din cer. Când coboară El, n-am răspunsuri, am prezență. Și prezența aceasta îmi dă un curaj să merg înainte. Nu știu ce mă așteaptă, dar este El cu mine și asta-i tot. Omul acesta lui Dumnezeu nu într-un mod întâmplător s-a așternut peste copil. E o declarație, dragii mei. Lăsând la o parte toate semnificațiile teologice, eu nu văd aici decât un simplu gest. În mine, zice El, este viață din Dumnezeu. Și orice se așează peste un lucru mort, viața aceasta care este în mine va radia. Un tată care are rugăciune cu Dumnezeu mustește-o de Hristos. Nu se teme de ziua de mâine. Își încurajează familia. O mamă care se trage în cămăruță și stă cu Dumnezeu va veni și va spune într-un fel sau altul, Dumnezeu ne va purta de grijă. Nu vă temeți! Nu mai trăgeți-vă deoparte cu Dumnezeu în rugăciune. Luați cu voi Biblia. Nu mergeți cu gândurile voastre, că nu mai puteți, deschideți-o, că poate vă va vorbi și va spune, eu sunt cu voi în fiecare zi. Și cuvântul ăla te va ridica. Luați cu voi harfa și deschideți-o și cântați o cântare lui Dumnezeu. Și spuneți-i lui Dumnezeu acolo în tăcere că-L iubiți, că-L doriți. Luați-vă un caiet și un pix sau un creion și notați gândurile pe care Dumnezeu vi le dă. Când Domnul vorbește cu voi, notați și veniți din nou la caiet și uitați-vă că ce-a vorbit Dumnezeu din cer împlinește. Și asta îți va da curaj să știi că dacă Dumnezeu a făcut toate lucrurile, să-L face și a doua oară mărire lui Dumnezeu în cer. Ce cauți tu, Doamne, în seara aceasta în biserică? Caractere, zice Domnul. Vreau în primul rând să fiți oameni de caracter. Vreau ca biserica mea să lumineze pe pământul acesta. Vreau ca biserica să-și înțeleagă misiunea. Voi aveți de unde da, pentru că eu sunt al vostru. Dați cu mână largă fără să vă temeți. Rugați-vă, postiți pentru aproapele vostru și Dumnezeu din cer vă va binecuvânta pe fiecare în parte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și înțelegeți că binecuvântarea stă în cum vezi, nu în ce ai. Nu patrimoniile se măsoară când vorbim de binecuvântare, ci inima care privește.
Și spune Domnul în această seară: mie îmi vorbește, prieten. Și dacă nu vă vorbește niciunul dintre voi, Dumnezeu îmi vorbește mie și spune: Florine, am pus termometru în viața ta și a arătat mai întâi 0 grade. Acum încep să bat spre minus, prietene. Și te-am atenționat. Eu sunt un Dumnezeu al focului mistuitor. Pentru mine trebuie să ar, să fii în clocot. Eu nu mă mulțumesc cu o stare de căldicel. Vino-ți în fire, spune Domnul Dumnezeu. M-ai chemat să fiu cu tine. Vin, zice Domnul, dar ia dinaintea ochilor mei toată nelegiuirea. Ia dinaintea ochilor mei, că de tine depinde, zice Dumnezeu. Nu strâng eu cu forașul în urma ta. De tine depinde în această seară să spui: ăsta sunt, Doamne, mă pocăiesc. Îmi pare rău de păcatul făcut. Îmi pare rău de invidie, de mânie, Doamne, de amărăciune. Îmi pare rău că mi-am spurcat ochii. Îmi pare rău, Doamne, că gândurile mele nu mai sunt curate. Salvează-mă, Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu spune: vino să restaurăm ce? Vino să restaurăm intimitatea. Vino să restaurăm odăița. Vino să restaurăm ce? Legătura. Nimeni creștin nu te va birui niciodată dacă știi să te rogi. Spunea la un moment dat regina Angliei, referitor la John Knox, spunea: ne mai teamă de rugăciunea lui decât de o armată, zicea. De ce? Pentru că a dovedit că știe să stea cu Dumnezeu. Avem puterea rugăciunii, mărire lui Dumnezeu în cer. Munții se pot clătina la rugăciunile noastre. Dar pentru aceasta, dragii mei, să fim oameni de caracter. Doamne, nu mai vânez o emoție astăzi, vineri. Vânez ce? Prezența ta continuă. Ajută-mă, Tată Sfânt din cerul, să mă duc acasă și să nu mai îngrijorez de culoarea camerilor. Nu să mă mai îngrijorez de designul mobilierului, să mă îngrijorez de unde e colțul tău cu mine. Unde e odăița mea pe care ți-am făcut-o ție, Doamne? Să vii acolo și să trag ușa și nascuns să-ți vorbesc și nascuns să vii. Dar zice Domnul: voi veni nascuns, dar vor vedea toți. Că nu se poate să vină Domnul nascuns și să nu vadă nimeni. Vor vedea oamenii că tu ești îmbrăcat cu puterea lui Hristos. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nimicim în această seară lucrarea celui rău. Depinde de Dumnezeu, care l-a dat pe Iisus Hristos, Fiul lui, dar depinde de mine în această seară să pot să vin în poziția corectă. Dumnezeu ne cere decât un singur lucru. Femeia s-a uitat și a strigat: pentru ce, omule, lui Dumnezeu? Ai venit să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegirea mea. Și omul Dumnezeu îi spune: dacă vorbeai la vreme. Nu duceam acum în brațe un cadavru. Dar Dumnezeu din cer se proslăvește în această seară. Orice Dumnezeu atinge, capătă viață. Nu te teme. Dumnezeu îți va da înapoi și soțul. Dumnezeu îți va da înapoi și copiii. Dumnezeu îți va da înapoi și casa și serviciul și sănătatea. Căci atinge Dumnezeu, se face viu. Se face viu. Și prin puterea rugăciunii lucrul ăsta se poate întâmpla. Și vreau în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poate că trăiești momente grele. Și nu poate, că sigur trăiești momente grele. Dar aș vrea să ne ațintim privirea către Dumnezeu. Frați și surori, dacă este nevoie, închidem ochii pământești, dar îi deschidem pe cei ai inimii. Vreau să stau față în față cu Iisus Hristos. Doamne, de multă vreme cerul s-a închis, că nu-ți mai aud nici glasul, nu-ți mai văd nici fața. Nu am nevoie, Doamne, să mă uit în frigider ca să știu că cerul este închis. Când dau seama, Doamne, că inima mea, Doamne, Dumnezeu, nu te mai simte. Te rog în această seară, Doamne, ajută-mă, am înțeles, Doamne, n-am fost un om constant, Doamne, pentru că asta este boala noastră, lipsa de stăruință cu tine, Doamne, lipsa de seriozitate. Te-am trădat în atâtea feluri, Doamne, și tu ai căutat să construiești în noi un caracter. Te rog în această seară, dă-ne puterea, Doamne, Dumnezeul meu, să luăm de la capăt și să construim în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să ne mulțumim cu ce avem. Să nu ne educe lumea, Doamne, să ne spună lumea ce înseamnă binecuvântare. Căci binecuvântare, Doamne, Dumnezeul meu, însemnează că Tu porți de grijă. Și te rog în seara aceasta, Doamne, sunt în biserică, Doamne, locul reparării sufletești, locul, Doamne, în care Tu lucrezi la sufletul meu. Ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc de plin de toate lucrurile, Doamne. De faptul că nu m-am mai rugat, că n-am mai citit, Doamne. De faptul că am stat, Doamne, și m-am mulțumit cu un program la biserică. De faptul că n-am mai alergat pentru Tine, Doamne. Iartă-mă, Iisuse Hristoase, și pentru păcatele care mă judec în acest moment și numai Tu și eu le știu. Te rog, Iisuse Hristoase. Haideți, prieteni, haideți, frați și surori, să ne apropiem de cer. Stăm mai aproape de cer, ne ridicăm în picioare. Cât mai sus, Doamne, cât mai sus să ne ridici în seara aceasta. Aș vrea înainte de a ne ruga, frați și surori, prieteni dragi, aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu în această seară că e tot ce avem. Iisuse Hristoase, nimic în afară de Tine, Doamne, nimic nu mă poate izbăvi.
Aș vrea să-i cântăm, Domnule, o cântare, o facem o rugăciune în această seară. Această cântare devine o rugăciune a întregii biserici. Privim spre Iisus Hristos. Mută-ți privirea de la orice, la Iisus Hristos, la Golgota, la cruce. Viu este Domnul nostru. Către tine privesc, Doamne, prin credință în această seară. Ochii mei nu te pot zugrăvi, Doamne, Dumnezeul meu, dar te văd în aceste momente prin ochii credinței, cum stai pe o cruce, Doamne, Iisuse Hristoase. De dragul nostru, Iisuse Hristoase, răstignit în mâini și în picioare. Încă, Doamne, Dumnezeul meu, strigi, Tată, iartă-i! Dar nu pentru că nu știu ce fac, Doamne, pentru că știu bine ce fac. Nici măcar nu mai pot să mă scuz în această seară spunând că nu știu ce fac, pentru că știu că e rău ce fac, Doamne, dar n-am putere, poate să mă opresc, ajută-ne, Doamne. Te rog în această seară, Doamne, Dumnezeu meu, restaurează slava în biserică, Doamne. Restaurează prezența Duhului Sfânt. Asta însemnează, Doamne, să ne punem inima să căutăm nevoile aproapelui nostru. Să ne pese, Doamne, de cei ce pierd și gem în fiecare zi. Biserica, Doamne, să aibă inimă! Ajută-mă, Tată Sfânt, din cerul în această seară să mă las de rele. Nu vreau, Doamne, să am mormântul în mine! Te rog în marea uitării să arunci, Doamne, Dumnezeul meu, tot ce am greșit. Te rog, Iisuse Hristoase, în această seară, viață din viața Ta să vină peste noi, peste casele noastre, peste viețile noastre. Ne pocăim, Doamne, Iisuse Hristoase! Ne pocăim, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu vină ceva mai rău peste noi. Că Tu ai spus, du-te și nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ai pus, Doamne, semnale în atâta vreme, Doamne, și n-am ascultat. Dar fie seara aceasta, Doamne, o seară a Ta, nu a noastră. O seară în care mila Ta să curgă, rănile deschise ale Fiului Tău, Iisus Hristos, să picure în această seară sângele care ne curățește. Aleluia, Iisuse, Doamne! Vino, Duhule Sfânt, și vorbește, Doamne, sufletului nostru. Vino, Doamne, Dumnezeul nostru, și Te rog, izbăvește-ne de cel rău! Izbăvește-ne, Doamne, de deșertăciune! Izbăvește-ne, Doamne, de pași greșiți! Hristoase Iisuse, Dumnezeul slavei, ai venit să locuiești cu mine, Doamne, și eu am ales să locuiesc cu plăcerile mele. Iartă-mă! Și te rog, Doamne, îți promit că vom avea un colț al nostru, o odăiță unde vom sta de vorbă, să mă înveți să ies biruitor! Că Tu ai milă de inima noastră, Doamne. Tu ai milă de viața noastră. Așa de mult îți dorești Tu să vii la noi, mai mult decât ne dorim noi să venim la Tine. Atât de mult, Doamne, dorești să împărtășești cu noi, Doamne, lucrurile uimitoare, Doamne. Vrei să ne vorbești, Doamne, și n-ai cui. De aceea, Doamne, L-ai iubit pe Avram, că să dai de vorbă cu el, Doamne, până dimineața. Și îi spuneai, Doamne, despre stele și despre promisiunile Tale, dar urechile noastre sunt închise, Doamne. N-avem, Doamne, Dumnezeul meu, atenția îndreptată decât spre lucrurile care ne plac. Izbăvește-ne de plăcerile deșarte! Salvează-ne, Doamne, de patimile care ne răpun viața! Iubim lucruri strâmbe! Te rog, Doamne Iisuse Hristoase, că nu m-ai lăsat să fiu doar un consumator de Tine. M-ai lăsat, Doamne, să fiu o lumină pe acest pământ. Noi suntem biserica Ta, Iisuse Hristoase. În Tine, Doamne, e putere, Doamne. Tu ești capul bisericii. Din Tine, Doamne, se alimentează trupul. Tu ești seva, Iisuse Hristoase. Te rog, în această seară, dă-ne puterea credinței. Dar vom începe, Doamne, Dumnezeu meu, privind spre Tine. Privind spre Tine, Iisus. Privind spre Tine, Iisus. Adeți iubiții Domnului, ne rugăm mai întâi de toate spunându-i Dumnezeu așa, Doamne Dumnezeule, judecă, Doamne, păcatul meu, dar judecă-L, Doamne, privind spre Iisus Hristos. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, mic și mare, tânăr și bătrân, orice om care în această seară a auzit vocea Duhului lui Dumnezeu să procedeze potrivit conștiinței sale. Nu vă mai temeți de judecata oamenilor, pentru că Dumnezeu vrea să facă cu voi lucrări, nu-L împiedicați. De aceea nu vă rușinați de ceea ce vă spun oamenii, rușinați-vă de binecuvântările Lui, care ne apleacă în fiecare zi și ne fac să ne vedem micimea. Hristos e milă și îndurare. Mă rușinez, Doamne, pentru că dragostea Ta mă obligă. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus, purcedem într-o rugăciune a iertării.
Procedem într-o rugăciune în care în această seară cerem eliberare de la Domnul Iisus pentru neveghere, pentru somnolență, pentru indiferență, pentru patim greșite. Iisuse Hristoase, binecuvântează-ne. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. Frați și surori, prieteni dragi, poate că ești prea ostenit, poate că ești prea neîncrezător în această seară, poate că ți-e inima ca o piatră. Dacă în această seară vrei și nu poți, dacă în această seară în mod deosebit vrei să vii înaintea lui Dumnezeu, facem aici în față un altar. Sunt absolut convins că nimeni nu se supără dacă în această seară îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm cu întreaga biserică. Și dacă sunt oameni în această seară care vor să vină să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, de aici încolo lucrează cu mine ceva diferit. M-am săturat de ce am în viață. Am greșit, Doamne. Izbăvește-mă, Iisuse Hristos. Vor veni aici în față. Mă voi ruga pentru fiecare persoană în parte. Ne vom ruga împreună în această seară. Dumnezeu din cer ne poruncește pocăință. Dumnezeu din cer ne poruncește pocăință. Dumnezeu din cer ne poruncește pocăință. Mă plec înaintea ta, Doamne. Vom cânta această cântare. Pribeaga în lumea de chin și nevoi. În timpul acestei cântări, dacă vrei să ieși și să ne rugăm împreună, dacă vrei să ne pocăim, nu-ți vorbește un om care pretinde că el este sfânt în toate. Îți vorbește un om care știe că Dumnezeu din cer are puterea salvării. Ieșim și ne rugăm, slăviți să fie Dumnezeu. Orice persoană, orice om care știe că îi datorează ceva lui Dumnezeu, oameni care vor să pornească cu Dumnezeu în seara aceasta dintr-un nou punct, vor veni aici în față, ne vom ruga. Aici este altarul lui Dumnezeu, aici pe platforma aceasta declarăm că este altarul lui Dumnezeu în această seară. Mărire lui Dumnezeu în cer. Și venim în această seară să primim de la Domnul Iisus Hristos o inimă nouă. Slavă lui Dumnezeu în cer. Cu ochii spre Iisus Hristos, cu ochii spre Golgota, cântăm, pribeagă azi în lumea de chin și nevoi, de chin și dureri, eu merg cântând pe cale, pentru că Dumnezeul meu este acela care mă izbăvește. Cântăm, în timpul acestei cântări, dacă vrei să ieși în față pentru rugăciune, pentru plecare înaintea lui Dumnezeu și pentru a începe o viață cu Iisus Hristos, vin. Pribeagă azi în lume.